cum am făcut chestia asta? Ia vezi, a rămas jumătate de ușă. Astăzi, băi și fete, mă voi juca Minecraft, dar sunt zile custom. Da, ți-a auzit foarte bine. În fiecare zi, băi și fete, va fi câte un eveniment random sau o zi random. Nu știu, astăzi va fi ziua soarelui sau habar n-am. Ei bine, oricum, astăzi avem o zi specială și anume este ziua enchantului. Și v-am zis, în fiecare zi o să avem câte un eveniment nou. Așa că acum, azi că e ziua enchantului și orice am în inventar o să se enchanteze. Stai, ce? A, uite, s-a enchantat. Uite, am grass block cu Deathstrider. Bă, dar stai, cum am luat eu direct grass block-ul, mă? Bă, stai, ce? Am silk touch pe pumn, ești de bun? Ok, nu mai înțeleg ce se întâmplă. Uite un village acolo, bă. Hai repede să ne facem și noi ceva, ceva iteme să ne enchantăm. Mamă, trebuie să mă duc repede la urât să fac rost de un pickaxe de iron ca să mi le enchantez. Așa că hai să luăm și noi repede niște lemn. Mamă, efectiv chiar se enchantează tot. Cred că mi se enchantează și crafting table-ul. Și cum a zis ziua enchantului, băieți și fete, mâine nu știu, poate să fie ziua apocalipsei solare sau habar n-am. Așa că nu știm ce ne va aștepta mâine, dar noi trebuie să trăim cu azi și azi am looting pe oak plank-uri, dar nu mai contează. Bun, hai să ne facem o sabie, să avem cu ce să-i dăm în capul râtului. Sunt curios cu ce mi s-a enchantat sabia. Oh, ia vezi, ce fire protection pe sabie. Dar e bine că avem și flame și cred că mi s-a enchantează în continuu. Ia uite, am sweeping edge. Mamă, trebuie neapărat să ne facem niște iteme repede, repejor. Poate reușim să facem mai multe iteme de iron. Mamă, dacă au ăștia fierar aici, e numărul 1. Și dacă n-ați făcut-o până acum, băi și fete, enchantați și voi butonul ăla de like, dacă știți ce zic. No, pe bune, dați și voi un like acolo. Adică hai să facem cât mai multe like-uri și să-mi scrieți la comentarii, nu știu, ce zi v-a plăcut cel mai mult sau habar n-am. Scrieți și voi un comentariu acolo și o să primiți inimioară de la mine. Ok, ok, let's go. Mamă, ce... Cascadă de lavă, ești nebun? Bun, să lăsăm lava la o parte. Bă, unde-i bă urâtul? Mamă, ce village-ul ăsta, frate? Dă-te bă vacu de aici. What? I-am dat foc la facă cu grass block-ul. Mă, ce? Unde-i bă urâtul ăla? Că vreau și eu să-mi enchantez ceva. Doamne, nu-l găsesc. Ia uite bă, la ăștia le curge apa pe casă. Aici erai bă urâtule. Ia uite bă, uite-te și tu la urâtul ăsta unde era. Păi să-mi facă mie belele, bă, să-mi facă belele. Numai asta știe să facă. Hai să-i dăm în cap și e bine că avem fire aspect pe sabia asta. Haide mă, hai, dă-ne 5 iron, popune, dacă nu-mi dai 5 iron niște aiurea. Aha, frate, mi-a dat doar 4 iron. Ok, ok, o să ne facem repede un pickaxe. Mamă, uite ce apăsticurile astea. Hai să ne facem repede un pickaxe, băieți și fete, să-i enchanteze ăsta mișto. Și să mergem repede să căutăm niște iron ca să ne mai luăm niște iteme să le enchantăm. Ok, și cred că o să găsim iron destul de repede aici jos. Așa că nici nu mai stau la discuții, hai să-i dăm înainte. Trebuie să găsim iron cât mai repede. Ok, uite iron acolo. Dă-mi iron-ul, mă nenică, dă-mi iron-ul. Oh my god, bă, care mă atacă, bă? No, 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 e un skeletonis aici. Poate că m-am grăbit totuși să minez. Ok, ia de aici, bă, urâtule. Am spart? Mamă, uite-l cum a supraviețuit, nu pot să cred. Hai că nici mâncare nu am, sper să nu mor, doar atât. Bun, trebuie să punem niște iron la prăjit repede, băi și fete, repede, repejor. Ca să ne mai enchantăm niște iteme, pentru că efectiv mi se enchantează tot inventarul, mă, nenică. Bun, hai să facem repede niște furnăsuri și să punem iron-ul la prăjit. Ok, mamă, ce, bă, am enchant și pe iron. Te-am mai găsit niște iron? Mamă, și cred că am fortune acum, că îmi dă mai mult iron, parcă. Bun, am mai făcut încă două fărnăsuri. Hai să mai punem la prăjit, băieți și fete. Mai punem iron la prăjit neapărat. Mamă, dar trebuie să-l pun separat, că uite-te și tu, s-a enchantat tot iron-ul și nu pot să-l pun dacă sunt cu enchanturi diferite. Trebuie să-l pun și fărnăsuri diferite acum. Bun, și uite, avem 3 iron deja enchantat. Hai să ne facem și o sabie de iron ca să se enchanteze. Bam, hai cu enchanturile, hai cu enchanturile pe sabie. Uite, îmi fac acum repede și niște buți. Bam, îi punem pe noi și oare se enchantează dacă sunt pe noi? Efectiv, mi se enchantează tot din inventar, frate. Am tot inventarul enchantat. Da, uite că se enchantează și ăștia. Mai trebuie iron la prăjit. Oh, uite că mai sunt bucăți de iron aici sus. Mamă, nici nu le-am văzut. Dar nu mă fac eu full iron enchantat până următoarea zi. Să-mi ziceți mie cuțu. Deja pot să-mi fac și chest plate-ul. Hai să-l facem și pe ăsta repede. Pot deja să-mi fac și pantalonii. Și ne mai trebuie căscuța, frate. Ne mai trebuie căscuța și suntem amotopasuca completa. Mamă, voi vedeți că am efficiency pe pantaloni. Ce bă chestia asta? Cum să ai efficiency pe pantaloni? Eficiență la ce? La tras pârțuri? Pe bune dacă nu. Ok, băi și fete, și am destul iron cât să-mi fac și o căscuță și gata, mă, suntem amotopasuca completa și enchantata chiar. Ok, hai să ne luăm furnăsurile înapoi.
Poate o să mai punem aer la prăjit dacă avem nevoie. Și acum hai să ne tirăm de aici. Mamă, s-a făcut noapte deja. Ok, să sperăm că nu dăm de niciun mob furios. Iar acum hai să mergem la suprafață, băi și fete. Mergem repede la suprafață. Trebuie neapărat să fac rosit de mâncare, dar mai întâi trebuie să mă culc. Și o să urmeze următoarea zi în care cine știe ce o să se întâmple. O să te la suprafață, băi și fete. Și trebuie să-i dăm repede la culcărică, zic. Hai să-i dăm repede la culcare și sunt curios. Hai să vedem, băi și fete. Acum o să aflăm ce o să fie următoarea zi. Dați-vă la o parte, DJ-lor. Aoleu, dar să mai stau un pic, bă, să mai stau un pic ca să se mai înceateze din astea. Bun, știi ceva? O să iau mâncare chiar acum. Nu era o idee prea bună să mă duc chiar acum la culcare, că mai trebuie să mi se înceateze dinainte, mi știți ce zic? Bun, 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 știi ceva? Hai să facem și noi niște pâinică să băgăm la maț. Mamă, mi s-au înceatat și hey bale-urile, ești nebun? Bun, bagă pâinică la maț, mă, nenică. Opa, deja s-au spawnat zombalai, dar ce nu știu ei e că eu sunt enceantat din cap până picioare. Luați-vă de aici, urâților. Ia-vă de aici. Poate primești și un looting pe sabie, ar fi bine. Hai că numai looting dacă i-am projectile protection 3, ești nebun? O să mai stau un pic, băieți și fete, pe afară ca să mă enceantez bine rău de tot din cap până în picioare. Știți ce zic? Cap-coadă. Bine, nu că am eu coadă sau ceva, da? Ați prins vă ideea. Opa, vine grădinița, bă, grădinița, dă-i drumul de aici. E ora de culcare, ești nebun? Ia uite, bă, grădinița pe afară la 12 noapte. Hai că au venit și adulții, ăștia au voie afară că sunt adulți. Luați-vă de aici, i-am spart. Ia, wow, uite ce enchanturi am, bă, nenică. Ok, ok, hai să-i dăm în continuare. Ne mișcăm dintr-un ceac în altul. Ia, vezi, bă, că a venit brigada de zombalai furioși. Brigada de zombalai furioși, un pumn în cap v-am dat. Bă, mi s-au enchantat și pâinile, ești nebun? Și pâinile mi s-au enchantat. Mamă, băie și fete, vreau acum că e noapte. Poate găsesc un păijenic cu ceva pe aici ca să fac rost și de un marcu să le enchantez. Mamă, cât o să profit de ziua asta, efectiv. Trebuie să profit super mult de ziua asta, băieți și fete, pentru că în ziua următoare nu o să mă mai încentez deloc. Așa că trebuie să găsim un păijenicu repede. Oh, salut, domnul păijenicu, hai cu niște ață, te rog eu frumos. Te rog eu frumos, cât ață mi-a dat? 3 ață, la fix cât să ne facem un marcu, ești nebun? Gata, mă, nene, bine că mi-a trecut prin cap să-mi fac și un marcu. Și acum gata, acum trebuie să-i dăm pe enchant. Mamă, poate facem infinity pe el, ar fi numărul 1. Deci nu mă culc, până nu fac infinity pe Marco nu mă culc. Ta, dar ce infinity să faci, mă, cațiași, că mie îmi dă feather falling park, ești nebun? Aproape se face zi, frate, aproape se face zi și eu n-am infinity. Oh, am primit infinity în sfârșit. Oh, da, mă, nenică, aia zic. Și acum nici nu știu dacă mai merge să mă bag la somn. Oh, da, chiar mai merge. Hai să ne culcăm și noi și să vedem ce va fi în următoarea zi. Am mai aprins o 2 ore de somn. Ce? Ce? Mă, fii atentă că acum orice mobul omor sau orice minez o să-mi dea drop multiplicat. Efectiv, mamă, e ocazia numai bună să mergem să luăm niște blaze roduri și niște ender pearl-uri. Ok, în cazul ăsta trebuie să ne facem... Am auzit un enderman. Am auzit un enderman, am auzit un enderman. Hai, mă, poate-mi dă perlă. Uite-l, uite-l, uite-l! Mamă, care sunt șansele să-mi dea o perlă? Ok, a dispărut, frate. Bă, știi ceva? N-am timp de pierdut. Trebuie să mergem în Nether în cazul ăsta. Hai că mi s-a mai făcut aici, mi s-a mai făcut un iron și putem să ne facem o găleată, mamă, ce e în inventarul meu. Ok, trebuie să scap de chestiile astea aici, tate, că am prea multe. Și acum trebuie să găsesc neapărat un lava pool, băie și fete. Ok, zi și făcut, era un lava pool super aproape, adică acolo e village-ul meu. Și uite lava pool-ul exact aici. Uite cum sparge pickaxe-ul acum, frate. Wow, stai că am uitat că drop-ul meu e multiplicat. Bă, uite-te și tu. LOL, uite-te și tu, îmi dă numai stack-uri de iteme. Și acum probabil vă întrebați, bă, dar de ce nu te duci tu să iei diamante? Păi ce rost are să fac iteme de diamond? Că uitați-vă și voi ce iteme aici date de iron am. Adică n-are niciun sens, știți ce zic? Ok, hai acum să punem lava, băieți și fete. Bam, bam, bam și bam, bam și... Și mai avem aici încă două. Și let's go, portalul e gata. Am aici flinte stilul pregătit. Și hai să-i dăm drumul la portal. Să mergem repede să facem rost de toate cele, băieți și fete. Ok, sper să nu se schimbe ziua cât timp sunt în Nether. Bun, trebuie să găsim neapărat un fortress și neapărat niște endermeni. Ok, cred că suntem pe cale să găsim endermenii, băi și fete. Am găsit aici biome în care se spawnează mulți endermeni. Sunt curios din câți endermeni o să facem rost de toate perlele. Adică câți endermeni o să trebuiască să batem. Ok, am luat și achievement numărul 1. Hai să vedem, primul enderman, câte perle credeți că îmi dă, băi și fete? Mama, unde a fugit, bă? Bă, deci tot fug endermenii ăștia. Hai cu metre, dăm niște perle, te rog eu frumos. Câte perle o să-mi dea oare? Bam, ia de aici.
Vai de capul meu, câte perle sunt acolo, bă! Mă, frate, câte perle mi-a dat? Stai că nici nu pot să iau perle. Hai că mi-a dat 13 milioane de stack-uri de perle. Bă, efectiv pot să-mi umplu inventarul cu perle, uite-te și tu. Doamne, câte perle a putut să-mi dea. Ok, deci am făcut super repede rost de perle și acum vreau să mergem să găsim un fortress. Hai că a găsit și fortress-ul, băie și fete. Numărul 1, ce ai făcut, mărenică? Păi, pe bune, dacă nu, ăsta efectiv am avut noroc de zile speedrun. Astea sunt zile speedrun, adică uite-te și tu, mă duc la blazeman-ul ăsta, îi dau două în cap și uite-te și tu câte blaze rod-uri mi-a dat. Ați văzut cum se vedea? Băi, efectiv face o iluzie optică. Mamă, uite-te și tu câte blaze roduri. Fiți antenă la chestia asta, băi și fete. Hai să-l batem și ia să vedeți cum dropează. Ia uite, bă, ați văzut cum se vedea? Bă, da, am avut mare noroc de zilele astea. Adică noi deja putem să mergem la dragon, băi și fete. Și cu itemele astea, sigur o să rupem dragonul în două. Mamă, dar trebuie să fac și eu de rost de niște săgeți, că efectiv am infinity, dar eu nu pot să trag cu marcul ăsta, că n-am nicio săgeată. Ok, hai să mergem înapoi în Overworld, poate băgăm și noi un somn și să vedem cine așteaptă în ziua următoare. Ok, am ajuns înapoi la portal și acum hai să mergem să băgăm un somnic, pentru că deja e noapte, băi și fete. Bă, sau stai un pic, hai să găsim întâi un skeletonis ca să facem și noi rost de o săgeată, zic. Bine, de fapt, cred că o să-mi dropeze o grămadă de săgeți, pentru că acum dropurile sunt multiplicate. Deci cine știe câte săgeți o să-mi dropeze un dom skeletonis. Ia, hai să-i dăm în cap și... Uai de capul meu, alea erau oase, frate. Oh, sunt și săgeți. Ok, 64 de săgeți, hai că nu mi-a dropat un stack și am infinity pe ăsta. Am infinity 2 chiar. Ta, numărul 1, ce ai făcut, mărenică? Domnul Zobi, dă-i drumul de aici. Mamă, cum i-am dat knockback, frate, săracu. Mamă, și mai mulți skeletonici aici. Ia fii atent, dăm pe el. Și uite, frate, câte săgeți a dropat, ești nebun. Dăm și pe ăsta, bam. Mamă, dar face o grămadă de lag, efectiv. Dacă se dropează iteme de-astea, itemele astea care se dropează fac o grămadă de lag. Bun, hai să ne băgăm și noi la somn și să vedem ce ne așteaptă în ziua următoare. Ia, ce ne așteaptă acum? Are you good at MLG? If not, then be ready to get thrown in the air. Ce? Stai, ce? Fatal jump? Mă, nu înțeleg, cum adică fatal jump day? Gele, ai tu vreo idee? Da, cred că a zis că n-are nicio idee. Nu înțeleg, cum adică fatal jump? Oh! Aoleu! Asta înseamnă fatal jump? Bam! Ai, mă, ce credeți că nu o să pic bine? Sunt prea bun la MLG. Ok, deci acum o să-mi dea să fac câte un MLG random în orice clipă. Bă, sincer să fiu, nu e chiar așa de rău, dar sunt zile și mai rele, băi și fete. Gândiți-vă că poate să fie zile și mult mai rele. Noi am avut mare noroc cu primele zile. Adică uitați-vă și voi, deja pot să merg la dragon. Și dacă tot vorbim de dragon, hai chiar să încercăm să mergem la dragon. Ne facem chiar acum Ender Eye-urile și putem să dăm primul Ender Eye ca să mergem deja spre Stronghold. Poate ne prinde noaptea pe drum, ar fi bine, ca să vedem și noi ce mai putem să facem, ce ne dă în următoarea zi, spre exemplu. Pentru că gândiți-vă că sunt 13 zile custom. Poate dacă vreți mai putem să facem un clip de genul, băieți și fete, pentru că noi am văzut practic acum doar 3 zile din 13. Deci dacă vreți să mai facem un clip cu zile custom, băieți și fete, ei bine, nu uitați să lăsați un like și poate îmi scrieți la comentarii. Bă, da, eu efectiv nici nu cred că mai am nevoie să fac MLG, pentru că am Feather Falling. Cât am Feather Falling pe ăștia? Da, nici măcar nu mai văd enchantul de Feather Falling. Deci cred că am Feather Falling o grămadă pe buți și nu prea ar avea cum să mor, chiar dacă îmi dă să fac MLG. Și nici nu mi-a mai dat să fac MLG. Ok, o să aflăm când o să-mi dea iară să fac MLG. Nu o să pun nicio apă și sunt curios dacă o să mor. Bun, hai să mai dăm un ochean aici. Ok, tot în față trebuie să mergem. Ah, mă, frate, să nu spui că e Stronghold din ăla în ocean. Am ajuns la ocean, băi și fete. Mai dăm un ochean și tot încolo trebuie să mergem. Bă, am mare noroc totuși că am Frostwalker pe buți. Stați așa un pic, ne punem frumos și se activează Frostwalker-ul. Ok, putem să mergem cu Frostwalker-ul. Mult mai lejer decât să mergi cu o barcă, sincer să fiu. Mare drum de gheață ce fac pe oceanul ăsta. Frate, cât de tare arată. Efectiv, prea șmecher enchantul ăsta. Bă, dar nu mi-a mai dat să fac niciun MLG. Bine, acum nici nu prea am ce MLG să fac, că e apă peste tot. Hai să mai dăm un ochean să vedem. Tot în față trebuie să mergem. Ok, mai dăm un ochean aici, băie și fete. Oh, și a luat înapoi ochianul. Bun. Cred că suntem destul de aproape. Suntem destul de aproape, mai mult ca sigur. Ia, mai dăm unul aici. Iar a luat înapoi. Deci pe aici ar trebui să fie. Efectiv, pe aici, pe undeva, trebuie să fie Stronghold-ul. Oh, what? What?
Stai bă așa că se și vede stronghold-ul, ești nebun, am căzut în apă și ia vezi, am dat direct de stronghold, care erau șansele. Fie anteră cum am intrat eu direct în stronghold, mă nenică. Doamne, cum să vezi bă stronghold-ul direct din apă? Doamne, Skeletonis, dă-i drobă de aici, bam, l-am spart. Ok, bă, dar e păcat că nu mai pot să mai fac și eu încă o zi. Chiar eram curios ce ar fi fost în urmă. Wow, acum mi-a dat să fac MLG de apă, de unde să mai fac MLG? Bă, ce, mi-a dat doar 2 MLG-uri pe zi? Ia mă, ia, când se face noapte? Aștept să se facă noapte, băi și fete, ca să mă mai culc o dată, să vedem cine dă în următoarea zi. Cred că o să mai dureze ceva totuși. Dar nu-i problemă, așteptăm pentru că doar vreau să văd ce o să ne dea în ziua asta. Ok, e aproape noapte, băi și fete, e aproape noapte, am patul pregătit. Și cred că am putea să ne băgăm la somn deja, ia să încercăm. Ok, cred că mai durează super puțin. Cred că e pentru prima oară când dorm într-un stronghold în Minecraft. Cine face așa ceva? Cine doarme într-un stronghold? Ok, ce? Today is the multipl... iară ia mă cu multiplicat. Efectiv, poate să se și repete zilele astea. Da, deci nu mai are rost să așteptăm nimic. Trebuie să căutăm portalul acum, băi și fe... Mă, ce? Îmi spart ușa? What? Bă, arba jumătate ușă, ești nebun? What? Mă, cine a mai văzut chestia asta? Jumătate ușă! Cum am făcut chestia asta? Ia vezi, a rămas jumătate ușă. Și faza ciudată e că efectiv nu e bucuită sau ceva, că aici nu e nimic. Doamne, ia, hai să încercăm și cu altă ușă. Ok, și la asta, dar data asta e... What? Ia stai mă, ia să spargem ușa asta. Doamne, cum a rămas bă cu jumătate ușă, ești nebun? Ok, și mi-a dropat o ușă mare. Bă, ce? Asta n-are logică, efectiv. N-are logică, de ce se sparg ușile? Ok, a găsit portalul, băi și fete. Hai să spargem spawnerul de șobolărei. Domnule șobolănicu, dă-i drumul de aici. Hai, acum să punem ochianele pe por... Bă, picioul ăsta, fii atent. Bă, ce faceți, bă, șobolănicilor? Ia uite, bă, voiau ei să mă împingă în lavă. Ok, hai să punem oceanele pe portal și, dragonașule, pregătește-te că vine zile custom după tine. Hai, zile, bam! Ok, am ajuns. Ia stai, bă, așa un pic, avem o grămadă de perle. Hai să băgăm și noi un Ender Pearl acolo. Aia zic, bă, nenică. Și acum trebuie să ne ocupăm de cristale, băi și fete. Așa că hai să-l acționăm pe băiatul Marcu. Hai să dăm pe cristale. Hai că nici n-am ratat dacă e. Bam, acum l-am nimerit și eu în sfârșit. Nici n-am ratat două canobu. Trei, ia fi antenă. Ok, bun, l-am luat pe ăsta. Hai și pe ăla de acolo. Bam. Și ăla de sus, come on. Bun. Bă, pe ăla nu-l liberez deloc. Bun, l-am spart în sfârșit. Și ăla de acolo, come on. Ah, frate, era cât pe ci. Bă, dar sunt varză rău de tot pe tras astăzi. Varză rău. Hai, țintit și... Ratat. Țintit și... Lovit, bă. Hai, încă una la băiatul. Țintit și... Lovit. Și mai are două cristale. Ne ocupăm imediat de ele. Hai cu ăla de acolo. Bam. Și ăsta de aici. Haide, bă. Hai, let's go. Haide, bă, nimerește-l. Bun, l-am spart și ultimul cristal. Și iau-te cum coboară și dragonul morenică. Hai să-i dăm cu sabia noastră enceantată, pe bune, dacă nu. Ia de aici, sabie cu enceant în cap. Bă, sincer, nu dau așa mult de mici cu sabia asta. Bam, bam. Ia, oare cu asta de lemn dau mai mult? Bă, parcă dau mai mult cu asta de lemn. Fii atentă, dar nu dau mai mult cu asta de lemn. Ok, m-a zburat. Dar nu-i problemă că avem o grămadă de perle. Știți ceva, băie și fete? Hai să-i dăm cu Marcu direct în cap. Bă, ce faci, mă? Care mă atași? Bă, domnul Endermanus. Cred că vrei să-mi dai multe perle și nu știi cum să zici. Bă, dar ce? A zis că e ziua multiplicării azi. Și totuși ăla nu mi-a dat perle multiplicate. Cred că nu se aplică în End chestiile astea. Dar cel mai probabil în End nu se aplică și de-aia. Hai să dăm pe dragon. Bam, îl batem și cu torsul. Bam, ia de aici. Ok, nu mai are multă viață. Și-a luat zborul, îi dă cu băiatul Marcu direct în gușă. Ia de aici, îl spamăm, mitralieră facem. Hai, ia de aici, mitralieră, bam. Mare mitralieră pe căpățână, nici nu se mai mișcă. Nu mai poate să se miște. Bam, face mitraliera, băi și fete, să nu mai poate să se miște. Hai, încă două în gușă și... Și... L-am spart. Aia zic, bă, nene, bă. Ok, băi și fete, pe cam asta a fost clipul cu zile custom. Dacă vreți să mai facem un clip cu zile custom, băi și fete, pentru că din 13 am văzut doar 3 zile custom, zic că ar mai intra un clip, așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o, iar noi ne auzim data viitoare. Salut!